Împreună cu domnii profesori de la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, ajutăm mai mulți copii cu nevoi speciale, cu dizabilități și organizăm spectacole. Le cântăm cântece de grădiniță pentru că ei pot fi și cu retard mental și încercăm să ne înțeleagă, să vorbim efectiv pe limba lor. De mic am fost învățată ca să îi ajut pe toți atât cât pot eu. Adică chiar dacă am puțin, dacă ajut pe cineva, este mult, pentru că răsplata este dublă și lucrurile bune se vor înmulți. Pentru mine, muzica populară reprezintă o cale mai ușoară de a ajunge la inimile oamenilor, de a arăta că tradiția și folclorul românesc nu trebuie să se piardă și este un prilej nemaipomenit pentru a face oamenii să fie fericiți. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Draga mea, în general, să știi că sunt recunoscută pentru dicție foarte bună. E, în seara asta am avut probleme rostindu-ți numele. E cineva care ți-l rostește bine din prima? Vă dați seama că familia, dar de obicei numele meu este stâlcit. Deci Tălpălariu. Da. Știi că prima oară mi-a venit să zic Tălpălariu sau cumva cu tă. Da, am observat. Am înțeles. Va trebui să-l schimb, să știi dacă alegi scena. Bineînțeles. Și cum mai vrea să te numești? Picioraliu. Dacă ar fi să alegi un nume, uite, hai și facem botezul aici astă seară.
Depinde cum îl va chema pe soțul meu, nu? A, bun, deci așteaptă-te să mărite. Perfect, bun. Hai să vedem ce spune juriu. Grigore Leșe, vă rog. Băi, știi ce? Băi, Bianca, atâta l-ai scos pe Gheorghe ăsta, unde vrei să-l scoți? Ieși, Gheorghe. Bun, da, deci... Bă, Bianca... Gheorghe, ieși. Adică... Gheorghe, adică să-l dezmierde. A, exact. Gheorghe. Adică așa zici, Gheorghe, ieși. A, Gheorghe, ieși. Nu se înțelege, bă, să înțelege, Gheorghe, ieși, mă. Da, exact. Gheorghe, ieși, să înțelege. Undeva, nu? Am înțeles. Da, deci ai spune Gheorghe, ieșul meu. Da. De fapt, ați înțeles? Ai vorba de dragoste aici. E, ați văzut? Uite, îți denuta complet. Se pune accentul puțin pe I, Gheorghe, ieși, de asta. Da, bine. Domnul Dinescu, vă rog. Bianca are ceea ce se spune pe vino în coașă. Are, are has, o moldoveancă cu has. Și mie mi-a plăcut cântecul foarte tare, știi? Mulțumesc, vinul, vinul mai știa, nu-l știa. Bun, Gheorghe, Gheorghe. Dar și eu am crezut că e cu ieși. Mi se mărea mai interesant, da. Că vine fata. Băi, Gheorghe, ai mă ieși, mă, firea al dracului, știi? Adică nu Gheorghe, știi? Hotărăște-te odată. Mi se părea că e ironică toată, toată lucrarea, știi? Asta ne duce cu gândul la șezători. Da, da. Când umblam la șezători, erau câte 10 cu feciori la fată. Și fata ieșe un fecior și ieșe după el de asta, e 20 de secunde. De acolo ar zice, domne, mă, Gheorghe, ieși, că ieși. Vine Ion. Da. De obicei bărbatul striga, mă, fata, ieși odată, știi? Păi, ieșe fata după fecior, fii atent, ieșe, că era un respect, zice, mă, să, totuși să-l ominesc. Dar nu stăte, nu cu sărutări și cu de-astea, nu. Și rămânea ultimul fecior, dacă erau 5. Numai dacă ultimul, îi plăcea feciorul, ieșea după el. Și feciorul și rămânea cu ultimul. O dată, de două ori, tot ultimul și aia nu mai vine eu, zice, gata, mă, noi nu ne mai ducem, că noi suntem de ieșit, de plecat la alte căși. Domnule Leșe, dar știți că statistic acum sunt mai multe fete decât băieți. A, mai multe deci, fete. Problemă, nu asta nu e rău. Nu e rău. Nu e rău? Nu e rău. Da, vă rog. Bun, Cornelia, te rog. Încă o moldoveancă foarte talentată și cu zvâc la scenă și te aștept la proba a doua. Da. Mulțumesc din suflet. Nicolina. Da, și mie mi s-a părut un pic ciudățică melodia, mai ales în partea a doua. Și mai am o problemă cu Cătrința. Ce să fac? Am și eu niște probleme ale mele pe care trebuie să mi le rezolv. Păi da. Cătrința n-are poale. Da, știu. Doamna Sofia Vicoveanca a venit cu costumul și cu Cătrința desfăcută și prinsă așa, atât de frumos și de românește. N-am văzut nicio suceveancă venind cu o Cătrință prinsă așa. Da, am avut niște probleme cu ea, adică acum, ea de obicei, adică ea nu este, eu nu o prind. Iar la poale, din cauza că nu am avut poale, pentru că nu am apucat să le iau. Că m-am grăbit, da, adică m-am grăbit foarte tare la plecare, și ele erau puse separat, dar nu am uitat să le iau. Și ce ai făcut? Ai cusut o dantelă? Nu, da, era improvizat, pentru că nu mai aveam cum să mă întorc înapoi la Suceava și am improvizat. Mulțumim foarte mult și succes! Ne vedem mai târziu! Mulțumim.